Dacă tu cauți bătăușul, se găsește. Dacă cauți înțelept, îți găsești înțelept. Dar trebuie să-i cauți, nu să te prefaci că-i cauți. Că tot restul e pseudo. Adică ei fac pseudo-spiritualitate, dar să fie cumva comod, dar să nu obosăm, dar nu cumva să ne răstimbim, dar nu cumva să ne bată cu în palme. Da, eu vreau să fiu așa maestru, dar n-am făcut nimic. N-am ieșit din orașul nostru, n-am stat o noapte într-o pădure. Baciu, de exemplu, singur, să vezi ce se întâmplă. Se întâmplă ceva acolo sau nu se întâmplă? Sau se întâmplă numai cu tine? Oricărui om dă-i voie să facă ce vrea și el îți va demonstra că provine din maimuță. Dragii mei prieteni, bine v-am găsit. Alături de mine este Anatol Basarab, care vă ajută să vă cunoașteți pe voi înșivă, pe tine însuți, pe tine însăți. Anatol este psiholog, este autor, este numerolog, are Asociația Numerologilor din România și caută să vorbească printr-un limbaj clar despre ființa umană. Ceea ce vreau să vă expunem noi astăzi împreună cu Anatol este o lume a vindecării, pentru că toți o să avem, dacă încă nu avem momente de vindecare, o să ne dorim să ne vindecăm la un moment dat de diferite situații. E bine, ce ne dorim este să expunem o prevenire și să reușim să fim pregătiți către toate mecanismele sociale care cumva intervin în viața noastră și trebuie să știm să le facem față, fără să dăm puterea altora. Pentru că foarte mulți uneori ne speriem, nu știm ce să facem, punem mâna pe o pastiluță sau pe un doctor, chirurgia e foarte aproape și eliminăm ceea ce Dumnezeu a muncit să pună noi. Din acest motiv, Anatol Basarab o să ne încânte cu această direcție a prevenirii și mai ales să știm ce nu ni s-a spus în principiu despre vindecare și despre sănătate, pentru că știu că a călătorit în medii în care a aflat lucruri care nu se pot chiar foarte ușor expune pe media. Încercăm să le prezentăm pentru dumneavoastră ca să știm cum să ne pregătim pentru o viață în care trebuie să ne realizăm și partea materială, dar mai ales partea sufletească într-o tot. Anatol, bine te-am găsit! Bine te-am găsit și eu! Ai observat că există foarte multe lucruri astăzi în dorința de a fi doctor, de a fi un terapeut care să ajute, de a fi un psiholog care vrea să susțină comunitatea și mai ales vezi că sunt foarte multe, doldura de informații suntem pe internet în care vorbim despre ce e bun pentru creier, ce e bun pentru ficat, cum se curăță, cum se drenează și mai departe. Ei bine, cum putem noi să filtrăm toate aceste informații care sunt luate dintr-o carte și pusă verbal de altcineva în altă parte, fără ca omul să verifice exact dacă acel ficat se curăță astfel. Uh-huh. Ei bine, nu mai știm cum să avem un filtru de verificare, pentru că teoria este imensă și trebuie să luăm de la cineva care a verificat, doar de cineva care a vorbit, fără să verifice. Există fraza asta, des am auzit-o, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. E o eroare deja de judecată. Eroarea spiritului, în general, mentală, greșeala respectivă. Întrebarea apare, ce nu ni s-a spus despre vindecare? Despre sănătatea pe care noi o avem. Așa, vin cu altă întrebare, dar ce ni s-a spus? Dacă vorbim despre vindecare, obligatoriu trebuie să vorbim despre boală, primul rând. Adică ca să vindecăm, înainte de asta trebuie să avem o boală. În trecut, oamenii nu vorbeau nici despre un fel de vindecare, nu îi puneau problema vindecării, pentru că nu ajungeau acolo. Și apropo, trăiau și 300 de ani. Asta e autentic, nu? Și Matusalem, și Judac, și Noe, și Avram. În condiții în care nu aveau frigider o casă, nu aveau, nu știu ce acolo, râu în cadă și tot așa, și toaleta, tot așa. Viața era, mai spunem așa, dură din punctul ăsta de vedere, dar oamenii erau, trăiau într-o simbioză perfect cu lumea înconjurătoare. Ei nu își puneau problema cum ne vindecăm, ei își puneau problema cum păstrăm. Ce păstrăm? Ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să spunem, creatorul sau natura, mama natură, de la bun început de când ne-a născut. Ei știau că organismul are capacități și învățau toată viața de regenerare, noi învățăm că organismul are capacități de îmbolnăvire. Deja e o discrepanță majoră de filosofie. Adică dacă tu copilul crește și îl înveți tot timpul, vezi că te îmbolnăvești, vezi că asta te îmbolnăvești, că asta te trăvești, și așa mai departe, noi deja l-am setat spre boală. Acolo l-am învățat din invers. Ce trebuie să facă el ca să nu ajungă să fie bolnav? Și unul dintre lucrurile spune așa, nu te spurcă ceea ce intră în tine. Că dacă mănânci cu doze mici care nu te omoară, cărnatul ăla care are și argint în el, și plumb, și zinc, și nu știu ce, nu, produsele alimentare astăzi, modificate genetic. Dacă tu mănânci și ele nu te-au omorât, tu te-ai adaptat. Ca și planta aia, dacă noi stropim tot felul de pesticide, dar ea nu muri, ci totuși odată roșia, că altfel murea. Înseamnă că e treptat să o adaptați și să dați roșia respectivă. O filtrează cât poate, să mai găsesc niște toxine în ea. Dar și tu luat prima an, pe urmă, încet, încet te obișnuiești și tu să ai
ce herbicidele și pesticidele le am în tine, o doză foarte mică, care încă nu te omoară. Încă. El o să te omoară, evident, la un moment dat, pentru că... Dar nu asta este atât de important. Organismul nostru poate genera în interiorul lui reacții atomice, subnucleare în același timp, ca să facă tot felul de sinteză. Înțelegi? E incredibil. Ca să țină pe trupul în viață. Da. Ca să țină trofica în general, ca să țină tot sistemul ăsta. Este înzestrat cu capacități inimaginabile. Adică dacă povestesc eu ce am văzut cu ochii mei real, lumea o zică că asta e din povești, luată am văzut, dar în realitate nu există. Există realitatea mai mult decât vă puteți imagina vreodată, numai că acea realitate nu este la îndemâna oricui și nu o găsim la fiecare colț de stradă și nu întâlnim oamenii pentru că doi noi căutăm. Eu, având o astfel de preocupare, știi cum spunem? Dacă tu cauți bătăușul, îi se găsești. Dacă cauți înțeleptul, îți găsești înțeleptul. Dar trebuie să-i cauți, nu să te prefaci că-i cauți. Că tot restul e pseudo. Adică ei fac pseudo-spiritualitate, dar să fie cumva comod, dar să nu obosăm, dar nu cumva să ne răstimbim, dar nu cumva să ne bată cu în palme. Da, eu vreau să fiu așa maestru, dar n-am făcut nimic. N-am ieșit din orașul nostru, n-am stat o noapte într-o pădure. Baciu, de exemplu, singur, să vezi ce se întâmplă. Se întâmplă ceva acolo sau nu se întâmplă? Sau se întâmplă numai cu tine? Adică natura îți sugerează ceva și tu acolo să ajungi în tine, să te omori singur pe tine în pădurea respectivă, deși pădurea n-a avut nicio vină. Depinde cum îl setăm pe om. Cunosc astfel de stare. Organismul nostru e capabil de lucruri care noi le numim minuni. Minuni este pentru el care nu percepe ce se întâmplă. Nu cunoaște fiziologie, nu cunoaște biologie, nu cunoaște construcția celulei, ci capacitățile ei în general. Nu înțelege cum o celulă. Uite, de exemplu, eu astăzi am o celulă în mine, nouă apărut, nouă nouță, tot divizat. Dar eu astăzi am făcut o prostie, care mă frământă. Din membrana celulară a acelei celule s-a înregistrat eroarea care am făcut-o. Acum celula asta are o eroare. Când ea se divide, ea ce face? Ea produce două celule eronate. Apoi alea se divid și produc la rândul lor încă câte două și deja sunt două cu patru și cu aia sunt șapte deja. Se multiplică instant și fiecare celulă multiplicându-se preia ce? Inclusiv și bagajul de eroare, adică de păcat, adică de nesfințenie, că sfânt înseamnă precis, sunt tocmai și exact. Un om care știe un lucru clar, 100%, ăla e sfânt în comparație cu ăla care nu știe tablița mulțării. El își imaginează. Tu chiar crezi că 7x7 e 49? Crezi tu în așa ceva? Și ăsta e sfânt. El spune, cum să... Ei, nu-i vorba de crezut. Asta e știință, e clar. Eu nu cred, eu știu. Hai, domnule, știi tu? Știi și că există îngeri? Da, există îngeri. Hai, domnule, povești este. Mă iei pe mine cu așa, eu sunt deștept, adică, știi? Mă iei cu mine cu prostii. Eu sunt academician și înger, domnule. Domnule academician, dumneavoastră sunteți specializare în gustă. Matematician fără să înțelegeți chimia. Dar matematica e chimie. Și chimia e matematică. Dumneavoastră sunteți matematician, dar nu cunoașteți, nu știu ce acolo, arta. Dar arta e matematică. Fără matematică, ea nu e artă. Ai atins un subiect foarte frumos. Ai spus că oamenii au un moment în care încep să se autodistrugă la o anumită vârstă și după aia perpetuează această obișnuință și cu timpul încep să introducă gânduri, emoții și alimente care să distrugă. Corect. Viața. Statistica mondială, nu românească, ne arată că la un om relativ lucrurile merg bine până la 30 de ani. După 30 de ani tot sistemul începe să capete lufturi și începe ca motorul străcănească, scoate fum, nu mai funcționează cum trebuie. Până când nu e razna cu totul, până când ori explodează cutia de viteză, ori explodează un piston, ori cade o supapă în cilindru, ori... adică se întâmplă o sumă de lucruri. De ce până la 30 de ani lucrurile funcționează ca lumea? Pentru că până la 30 de ani încă noi nu reușim să construim atât de multe rețele neuronale care sunt active, dar nefuncționale. Pe la 30 de ani, fiecare dintre noi ajunge să creeze atât de multe rețele care au fost create special pentru a-l bate pe șeful, că așa ți-ai pus, te-a lăbat pe ăsta, îl prind odată, vezi ce fac. Rețelele s-au creat și gata, s-au creat o rețea neuronală specializată, a-l bate pe șeful. Dar pe șeful așa nu l-ai băbătut. Și uite, un neuron stă mână, așa dă mână, așa, stă atins de un alt neuron, neuronul ăla cu altul și așteptăm. Când o să-l batem patron? Uite, așa numai stând, deja pierdem energie, consumăm, să ne doare mâna, pierdem energie. Îți dai seama câte energie și câte rețele, milioane de neuroni sunt prinși în rețele de felul ăsta și din când în când așa, ia vezi că parcă e o situație asemănătoare. Stă în tensiune necesară.
Și neuronul ăla putea să fie prins în multe alte activități, el stă prins cu asta. Și gata, noi dansăm hora asta, nu o dansăm, dar noi suntem pregătiți să-l batem șeful. În curățea, peste neuroțea, peste rețea, la un moment dat creierul uman este prins în totalitate neuronului, în tot felul de rețele neuronale, care sunt de cele mai diferite. Dar și orice neuron, rețea neuronală se creează în momentul când apare un scop și nu se destructurează până când scopul nu este atins. Ai observat foarte multe alimente din ziua de astăzi că sunt procesate, rafinate, pasteurizate și industrializate în toate formele și posibilitățile lor ca să ajungă să stea pe raft, să miroase bine, să aibă o structură foarte frumoasă și un ambalaj foarte frumos ca să se vândă la un preț foarte mare pe care omul să muncească din nou, să dea energie ca să obțină acei bani, ca să cumpere din nou același lucru pe care nu îl însănătoșește. Foarte bine. Ei bine, foarte bine pentru unii care sunt la un nivel mediocru de a-și alege aceste lucruri. Ei bine, acum din cunoștințele tale pe care le-ai văzut și mai ales Rusia ți-a fost așa semi-patrie mumă, ai văzut că oamenii acolo mănâncă cât se poate aproape de glie, aproape de natură, de la capre, de la oaie, de la tot ce de natură acolo. Deci trăiesc diferit caucazienii sau oamenii din Crimea, tatarii din Crimea. Și nu numai tatarii, oricine trăiește acolo, trăiește într-un anumit mediu și se supune anumite culturi. Adică de alimentație, mâncăm berbecuz, dar nu orice berbecuz care stă așa, ci care aleargă încolo încoace, îl mai fugărim special, sus, jos, sus, jos, până după aia îl tăiem. Ca să facă... Să transpire. Să dea afară ceea ce nu este bun în el. Exact, și carnea pe urmă să miroasă. Să gătesc grătarele sau cum frigăruile într-o anumită. O anumită apă electromagnetizată curgând din munte, acolo sunt diferite roci care au componente magnetice, apa aia ajunge jos să e magnetizată. Și ce-ai observat la acești oameni în plus, având în natura lor internă față de omul de la oraș care mănâncă doar plastic? o altă sănătate mentală inclusiv. Să nu crezi că dacă noi, adică nu, oricine, interiorul se reflectă totdeauna în exterior. În comportament, în atitudine, în finanțe, orice. Și așa mai departe. În miros inclusiv. Nu acel miros care îl detectăm conștient, ci acel miros pe care îl avem, îl percepem, luăm atitudine, dar nu ne dăm seama de el. Cum ar fi structura hormonii, de exemplu. Uite, un mascul în căldură, femeia nu miroase nimic, dar ea deja e dispusă către ceea, pentru că e simțit. Femeia umană, am evident. Bun. Spunem așa, ce mâncăm, aia suntem, corect? Care se, tot timpul se vede în afara noastră prin cum relaționăm cu viața care o avem. Evident. De an trecut, de exemplu, spune așa, băi, trebuie să mâncăm carne de cal ca să fim iuți ca și calul, trebuie să mâncăm carne de urs ca să fim rezistenți și puternici ca ursul, trebuie să mâncăm găină ca să ce? Trebuie să mâncăm, nu știu ce, râme ca să ce? Nu? Știți? Numai oamenii care le-au scos apendicitul îi pot să mănânce orice, pentru că nu absorb energia psihică, nu, energia psihică a alimentului. Adică dacă ai apendicit, poți să scos apendicitul, poți să mănânci carne de orice, fie când te faci, tot așa, nu absorbi puterea psihică a alimentului. Dar din moment ce apendicita există, dar există la majoritatea populației, e diferent ce mănânci. De exemplu, mănânci găină, tu ești cam că găină. Absorb psihicul sau sufletul. Să e suficient. Să nu trebuie. De la o zi la alta să modifică stările tale psihoenergetice. Dar când spunem psihoenergetice, devin rapid psihoemoționale. Și când spunem psihoemoționale, rapid devin psihofizice. Și e deja boala. Mergem ca găină, vedem ca găină, avem orbul găină, avem tot felul de chestii. De la o zi la alta să modifică. Dar nici asta nu ar fi mare problemă. Știți de ce? Pentru că componenta psihoenergetică a omului poate toate lucrurile astea să le modeleze, să le remodeleze. Gândiți-vă, ai făcut cruce, l-ai chemat pe Dumnezeu să fii cu un meseanul tău. Doamne Dumnezeu, vine și mulțumesc ție cine ai dat nouă astăzi, te rog să fii primul să guști, fii oaspetele meu. Și după ce Dumnezeu a gustat, poți să mănânci ca și Rasputin, paharul cu cianură, otrăvit și nu mori. Că a venit Dumnezeu, ți-l-a curățat. Dar când spunem asta, că a venit Dumnezeu și-a așezat, și-a gustat, și-a gustat primul, asta nu e o vorbă, asta e o stare psihică și spirituală atât de diferită a oamenilor de atunci față de aici. Aștia nici nu sunt capabili să o realizeze. Că le-o descrie cu lux de amănunte și ei nu sunt capabili să o trăiască. De ce? Pentru că
achizițiile lor interioare sunt 4 și cu astea 4 poți face o ciorbă, mai mult decât nu poți face. Dar înainte aveau 200. E, dintre astea 200 de componente puteți face ciorbe diferite și stări. Și în afară de asta știau foarte bine oamenii și psihologii de astăzi știu. Nu toți care termină psihologia de facultate, ci psihologii în adevăratul sens al cuvântului, care pătrund miezul, care se duc până miez cu riscul de a fi dat afară dintr-o asociație. Dar ei cunosc. Apropo, asta se întâmplă și într-un, de exemplu, într-un seminar unde faci teologie. Dacă ai începutul să studiezi prea multe, nu ai aprobarea și binecuvântarea de la nu știu ce părinte. Te dai afară din seminarul respectiv. Te-ai apucat să citești cărți de astea. Da, dar sunt apocrife, lasă, citești asta. Că te setăm, adică noi trebuie să te softăm pe tine ca părinte. Să te softăm pe tine ca părinte, ca popă. Ca popă. Nu te apuci tu și îți instalezi alt program crăcuit cine știe de pe unde. Deci, cine știe ce se iasă din tine, știi? Cine știe ce mai spui tu pe acolo și îl faci pe patriarh de râs. Din cap, ei, tu când ai făcut facultatea de medic, ce ai pățit acolo? De fapt, te-au 4 ani, 5, 6 ani, te-au softat. Și îți dau și licență, că ai un soft, ai participat, 4 ani, ți-a bătut la cap și ai licență. Deci poți practica. Procedezi ca atare. Da, procedezi în conformitate cu ce. Și alimentele din ziua de azi au în ele diferite elemente care programează omul să aibă o diferit grad de obediență, corect, de mediocritate, de ignoranță. Corect, e bine, absolut. Acum, hai să spunem ce am putea să facem ca să avem acel grad de spiritualitate mai înalt și să lucrăm cu alimentele sau să mâncăm alimente care sunt necesare sufletului, care să se manifeste în acest har divin care unii dintre noi îl pot avea. Bun, odată trebuie să... un singur lucru. Adică, nu ele, sunt mai multe, dar într-o emisiune ca asta și ca ce putem spune acum rapid și totuși să fie util și funcțional, un singur lucru. Să pun pe ceea ce cu adevărat ți-i poftă. Nu te duci cu lista, e o prostie. Ce faci de acasă să nu cumperi? Ai intrat în piață, ai văzut prunele alea, ți-ai salivat, sunt, du-te și mănâncă acum prună. Nu, eu trebuie să cumpăr, nu, mănâncă acum prună asta. În prună asta îți găsești ceva în care corpul tău, văzându-o, și păstând, corespondează cu corpul. Totdeauna. Corpul are memorie despre asta. N-ar fi avut, te uitai la ea și nu știi ce asta, să mănâncă, să bea, nu știu, că n-ai făcut. E bine, și după aia devine un viciu, Anatol, pentru că foarte mulți se obișnuiesc să culeagă toate lucrurile care sunt pofte și devin pofticioși și nu mai știu să-și oprească. Da, noi nu vorbim aici de poftă. Adică știi când ți-i sete. L-ai numit o cale intuitivă? Da, e intuitiv, evident, și este profund. Adică, de exemplu, tu sânți când ți-i sete. Nu bei 3 litri de apă, ca așa ți-a spus cineva. La anul să fie 4, probabil, fără că trebuie să vândă ăștia mai mult. În detrimentul celor care vând bere. Și atunci îți zic că 4 litri, că așa este sănătos. Dar nu în spate când iei. Nu există nicio cercetare autentică față de care un academician, cineva răspunde, băi, 3 litri trebuie să bem de apă. Nu există nicio cercetare care spune că asta trebuie să mâncăm amestecat, neamestecat, disociat, nu știu ce acolo. Sunt niște idei, niște teorii care le face cineva ca să aibă niște... ce? Să vândă un produs psihologic ambalat într-un fel și să aibă niște cursanți care să scriu acolo, plătesc niște bani. Dar în sine lor nu este funcțional. Ei sunt vegetariani, dar pentru ei numărul canceroșilor e la fel de mare ca pentru aceștia care sunt nu vegetariani și mănâncă numai carne și mici. Deci, nu contează ce mănânci. Contează în ce stare te afli ce mănânci și minimum 40 de minute după ce ai mâncat. Starea pe care o ai. Starea psihologică, starea profundă, psihologică. Starea aia trebuie să fie de sfințenie aproape, adică știi, tu mănânci, nu faci nimic altceva, ești prezent acolo. Din moment ce te mănânci, te uiți în telefon, asta vine în tine. Te uiți la televizor, toată informația, în momentul când mănânci, duci direct în subconștient. Înainte știi ce te facea bunica, când vorbeai la masă, îți dădea o lingură, îți potolea acolo. La masă suntem surți și muți, mâncăm. Nu vorbim și nu planificăm și nu creăm planuri pentru o doua zi. După ce am mâncat, fiecare strategia, adică se numea, îți o definești mâncarea. Ca siesta la spaniol astăzi. Exact, foarte bine. E, poți observi că spaniolii nu o să aibă la numărul ăla de populație anumite boli pe care le avem noi. Care ce? Am mâncat și m-am ridicat și am plecat. Și mănânc în picioare. Străbunii noștri știau, dom'le, dacă ai mâncat cumva, s-a întâmplat în picioare, sau ai băut apa în picioare, trebuie să faci tot posibilul, Coranul cel puțin spune asta, că s-o arunci, e spurcată. Am stat și mă gândit, dar de ce, Domnule? Că nu e liniște nou? Nu. Gândește la condițiile de temperatură, apa se coclește repede sau se strică, se poate infecta. Și când stai în picioare, stomacul capătă altă formă. Au trecut pe stomac repede și ajung în intestine. Și gândește în pusteu acolo, te ia dizenteria, de exemplu. Te deshidratezi, apă cu tine nu ai ca aici, că îi beau două cănuți de ceai fierbinte, poți să și mori acolo.
Ai demers încă două zile prin pustiu. Ți-a mai murit Camila, nu știu ce acolo. Sau sunt pe... Dar când te așezi, uite așa te așezi, stomacul ce face? Apa ajunge în stomac și că stomacul nu mai stă așa, ci stă puțin așa. De aia că când te așezi, cămașa ți-e mai strâmtă. Când te ridici, cămașa ți-e... De ce? Burta se retrage. Ei, și atunci ce? E chiar așa și spuneau, că sucurile gastrice nu sunt pentru a nu știu ce descompune, ardele acolo niște substanțe, ci sunt o barieră pentru infecții. Adică vine, când stomacul stă așa, stă mai mult pe acolo, sucurile gastrice distrug cam tot ce trebuie și apa ajunge mai departe în intestinul subțirii, purific, curățată de tot de ele. Și la fel și mâncarea. Dacă am mâncat în picioare și carnea aia poate era stricată sau ceva, am mâncat, ea repede a trecut în stomac și a ajuns infectată. De aia se întâmplă, uite, doi oameni au mâncat în același timp, din aceeași carne de porc, infectată. Dar unul a mâncat șezut sau pe scaun. Știi cum era înainte? Scaunele mici, de la micuță, știi? Așa din alte de la pământ. Cu genunchi mai sus un pic. Cu genunchi mai sus, așa, știi? Așezai la o masă așa rotundă, unde era toată familia. Unul mânca din picioare, aceeași mâncare, ăla se duce la spital cu infecție toxice alimentare, celălalt nu pățea nimic. Dar au mâncat la fel, poate el au mâncat chiar mai mult. Poziția, disciplina, ce facem când mâncăm, nu? Ne așezăm să mâncăm. Cum ar fi, de exemplu, să te apuci, că aici natura o prevăzut, cum ar fi să te apuci să faci dragoste și în același timp citești un ziar, nu mai poți. Adică se duce energia de instinct în mental și ceva cade. Adică acolo când te duci trebuie să deșurubezi capul. E, dar când e cu mâncarea, ne permitem. Sau când e cu orice, cum ar fi să dansezi, de exemplu, și în același timp să o horă, unde trebuie să fie acolo sânge, trup. Și în timpul ăsta să facem planuri de business de a doua zi. Nu poți, nu. Adică facem total una, asta e cifra 3, total, 100%, complet, așa, un singur lucru. Am terminat cu asta, trecem și facem ceilalți. Cum făceau? Frecau mâinile, se activau centri energetici, făceau, hai, la treabă băieți, am mâncat, ne-am odihnit puțin, hai, activau centri energetici și s-apucau. Dar s-apucau total, ăla când clădea, nu se gândea la nu știu ce, ci își făcea cruce. Și se apuca de treabă. Și se apuca și cu Dumnezeu înainte. Punea cărămidă. Casa era cărămidă după cărămidă, cărămidă după cărămidă cu Dumnezeu pusă. Acum au dat acea Dumnezeu, în jurător, nu știu ce, acolo trăiește în casa aia unei fiecare strat de cărămidă, e un Dumnezeu, în jurătură, e ceva de felul ăsta. Da, și pe urmă te aștepți ca asta să fie făcătoare de minuni. Nu, că asta deja e mai greu, faci bordel în ea, că deja are tot în ea. Biserica trebuie să fie cu rugăciune fiecare. Lupățică pusă acolo, fiecare cămin cu Dumnezeu înainte, așa, Doamne, e bine așa, adică cu o anumită stare sufletească totală, adecvată a ceea ce faci. Când cusăm, facem altceva, într-o altă puțină stare. Gândește, pentru toată viața noastră, pentru orice acțiune, este o stare anumită, un registru, că la acordeon, cântăm în do major, cântăm în re minor, cântăm, adică în diferite stări. Dacă noi încurcăm lucrurile astea, nu le percepem, nu le știm, nu avem acordajul interior, nu avem astfel de chiziții încă din 7 ani de viață, atunci noi începem să facem tot felul de lucruri în stări neadecvate. Făcând lucrurile în stări neadecvate, nu rămâne însărcinată. Ea nu rămâne însărcinată, tu nu poți să însărcinezi. Tu ești tată, dar în ea, aflându-te într-o stare adecvată, copilul nu o să te asculte, o să scape de sub control și tot așa mai departe. Să ai numai necazuri. Dar de ce? Pentru că n-ai împlinit pe cele sfinte. Care sfinte? Adică pe ele precis sunt tocmai și exacte. Cum spuneau în trecut, și nu spuneau prostii, dacă nu altoiești copilul, că nu sare, că doarme de-a latul patului, când nu mai încapi și doarme de-a lungul patului, o să te altoiască el pe tine. Dar acum să-i lăsăm să facă ce vor. Și uite, ajung să dai foc la casă de față cu tine. Să arunci tot felul sau de obiecte în tine. Să sfideze. Adică grav, nu să sfideze. Tu nu ți-ai permis să faci acum mama ta, deși ai trăit într-o... Nu? Să o împingi, să o bruschezi, să-i spui tot felul de cuvinte, dar astăzi o fac. De ce? Pentru că sunt lăsați să facă ce vor, să manifeste personalitatea. Și când omului îi dai libertatea să facă ce vrea, fără repere, fără ce limite, fără granițe, să-ți lucruri de volești, atunci obținem ce? Omul se va duce ușor spre maimuță. Oricărui om dă voie să facă ce vrea și el îți va demonstra că provine din maimuță. La capitolul prevenire, observ că există totuși o denaturare și oamenii uită de acest proces decât în clipa în care îi doare și am uitat să previn 50 ani în spate, n-am făcut ce trebuia să fac, cum ai descris tu mai devreme, da. Și mă doare. Care să fie pasul în clipa durerii?
Păi când te doare deja fizic, înseamnă că ai avut o științare, un indiciu mental. Care a fost instalat de mult. De mult și nu l-ai băgat, înseamnă, ți-ai bătut joc de el. Când ai spus că e mental, ți-ai bătut joc de spirit. Apoi, când a venit mai jos și a început să doară sufletește, deja era, știi, și doctorul ți-a spus că dacă mai fumez mult, domnule, înțeleg, dar nu mă pot lăsa. Eu am încercat, dar nu mă pot. Adică ai avut și indicatorul emoțional și tot, ți-ai bătut joc de propriul suflet atunci, de propria ta inimă și suflet. Acum te doare fizic. E, când te doare fizic, deja e complicat. De ce? Pentru că e să intri pe mâna celor care să lucreze cu tine fizic. Nu o să lucrăm în psihoterapie cu tine când osul tău e rupt. Trebuie să lucrăm cu șuruburi, cu dalta și cu materie, adică lucrăm cu lucruri dure, materie pe materie. Nu o să vină să fac psihoterapie ca să vină cât ți-i osul sau, nu știu, și hipnoză să-ți fac ca ți-i să sudeze osul corect. Acolo lucrăm materie pe materie. S-o străca ceva, deschidem capota ca la mașină, scoatem ficatul, avem altul de pus la loc, bine, avem de pus la loc, asta e, știi cum e. Dacă te duci la medic și n-ai bani, să fii sănătos, nu? Și medicina din ce în ce mult dezvoltă așa. Erau doctori fără de arginți în scripturi și... Ia, de ele erau doctori și medici în același timp. Acum nu sunt așa, pentru că, de ce, nu cunosc trivia. Și trivia între timp a ajuns să înlocuiască, să fie trivial. Dar înainte orice om cunoștea trivia. Adică dacă cunoșteam psihologia, atunci trebuie să cunosc psihologia vieții instinctuale, psihologia vieții emoționale sau suflete și psihologia vieții spirituale. Acum îi cunosc numai bucățica asta. Asta e pentru instinctuală, e pentru biologie, pentru doctor, pentru dresaj, pentru nu e pentru voi psihologia. Aia este viața instinctuală, nu știm să lucrăm cu ea. Viața sufletească. Păi da, viața sufletească poți să o cunoști 100% tot ce vrei tu. Ea stă pe încă nu se studiază în facultățile de... Păi nu, pentru că... Știi cum Freud, când a ajuns în Germania, când a ajuns în Freud, când Jung, când a ajuns de corabia lor în Statele Unite la Americii, primul lucru ce a spus el. Dacă știe ăștia ce ciumă le-am adus. Dar numai că o anumită lume de o anumită formă au înțeles rapid în ce constă puterile subconștientului, cum putem să facem reclame din chestia asta, cum să folosim. Și l-au primit. I-au dat și foarte mulți bani. El a trăit o perioadă de timp pe banii acelor oameni, de o anumită naționalitate. L-au susținut, dar i-au luat toată cunoașterea și i-au învățat. Deci am înțeles. Cum putem noi să nu vorbim cu omul așa, ci direct cu subconștientul lui? Ce bine, facem reclame, folosim toate legile psihologiei, cum ar fi legea contrastului, legea similitudinii, legea setului și facem pe ăștia să cumpere ce vrem noi și o să creadă că ce? Și atunci era și reclama, ți-ai minte? Reclama este mama vânzărilor. Ceea ce înseamnă consumerismul de astăzi. Exact. Spune, te rog, trei lucruri pentru a putea să păstrăm ceea ce avem mai de preț în noi înșine în cel mai scurt timp, sub un minut. Trei lucruri simple pe care un om le poate face astăzi, la el în bucătărie, la el în casă, la el în ogradă, da. Care și le poate pune ca păstrarea sănătății înăuntru sau. Odată. Unu. Primul. Nu trebuie modelată bucătărie, nu trebuie făcut nimic, nu trebuie făcut obligatoriu. Dar... Trebuie să ai grijă de viața ta instinctuală, adică viața ta. Adică trebuie să ai grijă de tine ca de un... Templu. Mai simplu. Te gândește ca de un mascul. Hai să-l numim cal. Uite ce vezi, tu e cal. Trebuie să ai grijă de calul ăsta, să fii potcuvit, îngrijit și să asculte comenzile exacte, în tocmai și precis. 2. Trebuie să ai grijă că ăla care călărește calul, să-l stăpânească și calul să nu iasă din stăpânire niciodată. Că sufletul care stăpânește corpul. Corpul. Și după asta este judecătorul, arbitru care îți dă note. Cum ai mers împreună cu calul ăsta? Ai luat obstacole, chiar dacă ți-a fost frică, dai sărit peste aia, în baltă, în 30 de secunde sau 3 minute trebuie să faci toată tura respectivă. Ăla e concursul. Toată viața noastră este o chestie asta. Ori tu să călărești pe asta, ori el o să te călărească pe tine. Atât, toată viața așa va fi. Dragii noștri prieteni, mulțumim foarte mult, Anatol. Ești un om care a cultivat tainele prevenirii și a sănătății și îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne oferi. Cu drag.